Da, am ajuns la treabă. Salutări de la garajul galben. Hai, să intre genericul. Am răzbit răzbirea, am dat jos tulumba, periscopul. Dar nu trebuia să-l proptești, că-l droteam ca pe, ca pe butelie, știi? Ce faci cu ea? Ne uităm în ea. Băgat acolo, vată. Bă, știi ce mă gândeam? Cât e o tonă de spumă? Nu știu, să merg să dăm cu spumă un pic. Pantă unde? Sus? Dar trebuie și spray. Sau îți dă cu totul. Ce vorbești, mă? Tubul ăla de spumă, cum îl torn? Are el? Nu-ți vine să crești, să zic, ce nu? Ce de prost ești? Ai văzut la cum se bagă spumă la termopane? Păi da, ai una, un din ăla, un șpriț din ăla. Un șpriț. Da, mă, pe el vine la pachet, ești dus cu capul. Dar tu să știu, eu crezi că e tubul, doar tubul. Gen ca la pistolul de silicon. Da, și îi pui ăla deasupra și după aia dai. Trebuie să... Nu, trebuie curățat bine. Așa, tu te, să ți se rotească ăla. Taci. Na, trebuie curățat bine, băgăm spumă și tăiem la nivel și după aia îi dăm parte la suprafață. Și aici, la fel, asta mai... Așa, împinge-o să iasă afară, să urc iar în pod. Ce? Să urc iar în pod. Lasă-mă că nu... Mai trebuie să demonstrat. Mai dăm, boss. Galben de țeavă de gaz. Da, da. Tot de cutie de gaz. Na, atât ai putut. Ce să zic? Da, am zis să facem încheierea. De-aia am mai pornit un cadru. Atenție. Parcă lumea știe câte cadre pornești. Atenție tu. La cedează, băi, că îți veneau 3. Mai 3. Când veneau ei. Băi, oameni buni, urmăriți-ne, dați-ne subscribe acolo, să vedeți ce facem în fiecare zi. Păi și atâta, așa închis. Da, mă, păi cum? Le zic la oameni ce să facă, să dea like. Nu uitați să dați like, apăsați pe butonul ăla de jos de acolo și dați like. Dacă dați like, e ceva ce trebuie. Cine să faceți. Cine să spui la lume ce să facă? Bă, asta e din fișa postului. Trebuie să anunți. Opa, ți-o căzut cartonul. Eu picat cartonul. Picat cartonul cu numărul, că n-are număr, știi? Da, deci am zis chestia asta. Cu ce să faceți. Acum o să recapitulăm puțin ce am făcut noi. Am Pilo s-a apucat să dea cu vopsea pe uși. A vopsit ușile. Ușile de la intrare, mai avem două uși care dau de la ieșire. De la ieșire, da. Care dau spre atelierul celălalt. Și eu am terminat de curățat tavanul la birou. Și după aia ne-am apucat să dăm cu tifel amândoi. Acolo n-am mai filmat, că ați văzut cum se dă cu tifel. O să punem niște poze pe story sau ceva. Și before and after, și o să vedeți acolo. Cred că e gustoasă para lui Pilo.
O mâncat-o. Chiar e super tare copa cu cerealele. Are, chiar are gust de pară, n-are gust de seara. De plastic. Bine, hai. Mersi că vă uitați la noi și că vă place ce facem. Și ne-am vedea. Salut! Să se știe clar, să nu mai avem discuții. Trebuie să-ți intre în ritm. Salut! 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 Da, ne vedem mâine. Ciao. Tu zici că mergem bine? Păi eu de unde p***a mea să știu, că n-am mai fost pe aici. I-ai dat daună la GPS. Nu mai știe de capul lui. Ba, mă, lasă-l că-și revine. Nu bag? Cum dracu, tu nu vezi că n-ai pe unde? Pe cum? Și de dacă o luam pe ocolite, ajungeam în 20 de minute și așa. Pe drum drept ajungem în 2 ore, mă. Hai, vă, să-l salutăm pe Bart. Hai, salutăm Clujul. Salutăm Clujul, bă. În special Bartu. Claudiule, hai. Să ne auzim de bine. Undătura pe cam aș drum. Uite drumul pe acolo, bă, pe unde trece ăla cu mașina. Dai că merge. Ce faci, bă? Nicule! Haules, baules. Asta e. Valabil. Am dat cu valabil. Poate rămânem aici. True follower. Servus. Omul care dă like, care dă comentarii. Mulțumim. Să fie într-un ceas bun. E aglomerat pe DN1. Da, nu vezi? E bară la bară.